O zi ne mai desparte de primul cap de afiș al sezonului. Corvinul Hunedoara înfruntă FCSB mâine seară de la ora 20 pe Arena Steaua în lupta pentru cucerirea unui nou trofeu, Supercupa României. Albalbaștrii sunt pregătiți pentru o nouă provocare. Este primul joc oficial, finala a venit ca fiind ultimul meci oficial, echipa avea o stare, o energie, o încărcătură. Acum am luat lucrurile, le luăm altfel. A fost o perioadă de vacanță pentru jucători, o perioadă de încărcătură pentru jucători acum la un cantonament, o perioadă scurtă cu trei meciuri foarte, foarte intense. Va fi un meci, primul meci oficial și pentru noi și pentru ei, dar e cu totul altfel. E important să vedem cum suntem din punct de vedere fizic la acel meci, încărcătura cu care ne va prinde acea finală. E cu totul altfel, dar e un trofeu în joc și eu cred că și pentru cei de la FCSB și pentru noi, nu știu, ne dorim ambele echipe să-l câștigăm. Cred că e mai greu să ajungi să joci meciul de Supercupă. Pentru a juca Supercupa trebuie să câștigi ori cupa, ori campionatul. Deci trebuie să fie o miză la fel, cel puțin la fel de mare. Pentru mine e un trofeu pe care mi-l doresc, pentru că nu-l am. De ce să zic că mergem, jucăm Supercupa? Nu. Mai bine stau acasă decât să merg cu mentalitatea asta. Vreau să, chiar dacă joc împotriva celei mai bune echipe din Superliga, vreau să câștig. Jucăm cu campioana României, n-ai cum să nu te motivezi sau să fii 100% concentrat la meci. Ne dorim foarte mult să câștigăm acest meci, suntem destul de siguri pe noi și va fi un meci foarte frumos din punctul meu de vedere. Primăria Hunedoara și Consiliul Județean Hunedoara au pus, gratuit, la dispoziția unui număr de 1000 de suporteri hunedoreni, autocare care îi vor transporta pe aceștia la București. Însă, pe lângă aceștia, mai sunt câteva mii de fani ai Corvinului care vor fi alături de echipa lor de suflet. Hai Corvinul Hunedoara!